Salut, berbeci! Vă mulțumesc celor care v-ați abonat și celor care veniți pe acest uh, grup. Deci, să ne considerăm deja un grup, să zicem. Voi face o etalare pentru relații. Uh, nu îmi permit să folosesc mai mult timp, uh, fiindcă YouTube nu-mi permite să. Postez mai mult, să... suntem prea puțini, prea mici și nu pot să dăm voie de la YouTube. Deci va fi pentru relații. Să vedem cum va fi relația voastră în uh, următoarele, să zicem, uh, până în februarie o relație care poate fi de afaceri sau o relație care vă preocupă pe voi în această perioadă. S-ar putea să nu corespundă cu ceea ce aveți voi, ce probleme aveți. Verificați în primul rând ascendentul, luna, pentru a putea viziona și alte videoclipuri. Bun, deci, haideți să vedem. La baza pachetului ați avea nebunul. Nebunul ne duce cu gândul, în primul rând, la uh, omul care vrea să-și ia o șansă. Uh, riscați, pare să fie, sunt foarte multe riscuri. Deci, această șansă. Uh, nu sunteți pregătiți pentru ceea ce vreți să faceți. Fie că este vorba de o relație nouă, fie nu cunoașteți foarte bine această persoană și totul pare o aventură va atrage, poate, această uh, relație, poate să fiu o atra relație care va atrage. Și atunci riscați, uh, nu mai aveți răbdare să uh, așteptați, să cunoașteți mai multe, să vă informați mai bine, sperați în bunăvoința cerului. Ăsta este singurul uh, cuvânt, zic eu, cel mai lovent, adică. Uh, Speranța voastră este la bunăvoința cerului. Haideți să vedem. În ce stadiu se află relația? Oh. S-ar putea să nu fie o relație la început, să fie o relație mai veche. Uh, Cinciul de cupe. Ce gândiți voi? Cum vedeți voi această relație? Cum o vedeți? Cum o vede partenerul? Uh, ce... Aduceți voi în această relație ce aduce partenerul, cum vă văd ceilalți și pe voi, pe berbeci și pe partener sau pe partener. Să le mutăm puțin mai sus, fiindcă nu ne ajunge spațiu. Haideți să vedem. Deci, relația voastră are un cinci de cupe. Cinciul de cupe ne poate aduce gândul la uh, o dezamăgire cumva. Deci, uh, în această relație, uh, unul dintre voi este dezamăgit de uh, celălalt. Vă așteptați la mai mult, sperați să fie mai bine, dar totuși păstrați această speranță, am zice cupele, păstrați niște sentimente și aceste sentimente vă fac să mergeți mai departe, probabil, în această relație, cu toate că ați avut și dezamăgiri. Așa cum sunteți voi, ce aduceți voi în această relație, cum vedeți voi relația. Voi vedeți relația ca pe o relație benefică, o relație în care este împărăteasa, este o arcană majoră, este foarte important ceea ce aduceți voi. Adică. Veniți uh, cu brațele pline de speranțe, de flori, de iubire, de fertilitate, de înțelepciune. Împărăteasa este și înțeleaptă, este și creativă, are și fertilitatea, este și acea iubire, uh, dragoste pe care o oferă celuilalt, uh, înțelepciune și așa cum am spus, uh, este egal a împăratului în tarot, vorbim, și ne putem aștepta și la uh, puțină autoritate. Uh, este o etalare pentru berbec. Berbecul are și puțină autoritate. Încearcă să-și impună, să-și uh, arate dragoste Are și pasiune, dar și iubire, și berbecii mai au uh, un aspect acela de, am zice, uh, sunt devotați iubirii. Deci, pentru acea persoană, uite că a trecut 5 minute, aule. Deci, uh, partenerul, un prinț de spade. Prințul de spade este totuși uh, uh, o persoană cu un aspect pe gemeni. Un bărbat tânăr, dar foarte hotărât, energic, curajos, plin de idei, de știe să comunice, dar să și impună, nu este o persoană prea ușor de acceptat într-o relație. Fiindcă întotdeauna este războinicul, războinicul din el, iar voi, berbecii, care și voi îl aveți pe Marte, și el este un războinic, nu? Deci acea, acea ciugnire dintre idei, dintre pasiune, dar și uh, fermitate, hotărâre. Bun. De multe ori poate să dea și impresia unei persoane puțină cruzime. Adică să simțiți acest lucru, nu neapărat, el este foarte activ, foarte energic și poate din cauza asta fiind acea, acel, acel tip al războinicului, atunci ne gândim că se comportă ca un războinic. Pentru aveți o inițiativă, eu zic o creativitate în această relație. Aduceți o creativitate, ceva care este nou, ceva creativ, ceva care este admirat de ceilalți, dar pentru a obține niște venituri în această creativitate a voastră, s-ar părea că totul mai depinde și de bani. Trebuie să fiți geniali, să conduceți genial această creativitate. Pentru partenerul vostru, aduce în această relație, am zice, magicianul. Magicianul este Mercur. Mercur care este, ca să vedeți, este chiar uh, protectorul uh, uh, gemenilor. Gemeni și pecioare, dar gemeni. Deci, comunicare, idei, este genul de om care știe să strălucească, știe să își protejeze scopul. Tocmai din cauza asta, este și prințul de spade, este un războinic. Deci, Mercur aici protejează scopul, protejează uh, orice idee, uh, orice relație, el este protectorul, este capabil să manipuleze persoane, situații pentru a-și atinge scopul, pentru a-și proteja calea. Deci nu este uh, o persoană foarte uh, ușor de manipulat, din contră. Este o persoană destul de abilă. O persoană care știe să își protejeze interesele. Ce arăta și lor alții? <coughs> Pentru voi, berbecii, o prințesă de spade. Uh, poate că eu știu, aveți uh, și acest lucru, aduce și acest cinci de cupe. Uh, pare să fie ca un fel de, totuși, uh, sentimente uh, poate prea pasionale, poate prea posesive uh, sau chiar uh, acea păreți pentru ceilalți uh, o persoană care vrea să țină totul uh, cam sub control, acea protecție a berbecului, fiindcă berbecul, într-adevăr, are mai ales o femeie berbec. Ne gândim că este acea femeie care și protejează. Și acest lucru pare pentru ceilalți prea prea vă preocupați, prea vreți să știți totul, prea vreți să controlați totul. Cam așa ceva, cred eu, această prințesă de spade. În alte situații, am zice că ea inspectează, ea aduce o inspecție. Pentru situația de acum a relației, s-ar părea că vreți să. Controlați această relație, să fie o relație pe care o țineți totuși sub atenția voastră, adică să protejați această relație. Partenerul vostru are un uh, 10 de monede. S-ar părea că partenerul vostru e foarte preocupat de bani. Uh, și cu Mercur aici, Mercur este zeul comerțului, zeul hoților, deci el protejează comerțul. S-ar părea că problema este legată de bani. Arată celorlalți faptul că așteaptă să primească niște bani, așteaptă. Acești bani să-i primească în familie. Voi, berbecii, sunteți într-adevăr preocupați și de venituri, dar sunteți persoane și care oferiți iubire, oferiți protecție. Aici, în primul rând, așteaptă... Deci, pentru partenerul vostru este foarte importantă această, să zicem, sursă de bani. Bani pe care îi așteaptă să-i primească împreună cu familia. De obicei, aici este familia în jurul stăpânului. Uite că n-am dat drumul la lumină, da? Deci are familia alături și își dorește acești bani pentru o investiție, pentru ceva legat de familie. Cam acesta ar fi stadiul relației voastre, dar s-ar părea că voi nu primiți, cum să spun, acea pasiune pe care voi o arătați, iubirea, sunteți bărbeți, o zodie de foc, Comparativ cu uh, partenerul vostru, care aici apare sub forma unui prinț de spade, cam asta este. Și cu Mercur, care gemeni, dar Mercur întărește și mai mult acest aspect al geamănului, acela de a-și proteja scopurile, de a-și proteja uh, planurile de a-și urmări uh, drumul pe care merge și de a-și atinge aceste scopuri. El este stăpânul arcanelor, deci este stăpânul semnelor, al ideilor, al gândirii, al imaginației, al relațiilor, al sentimentelor, al energiei, vitalitate uh, și e vedeasupra mare și bagheta magică cu care poate să țină totul sub control. Iar voi aici aveți împărăteasa, acea uh, iubire, iubire pe care o arătați, protecție. Împărăteasa deși și o iubire și protecție. Cam asta ar fi atitudinea, uh, dar uh, am zice că aveți și aici o dezamăgire, ceva totuși nu vă mulțumește. Uh, împărăteasa este Venus, mica benefică. iar uh, acest uh, mercur uh, și prințul de spade uh, sunt persoane foarte mentale, persoane uh, pline de idei, de imaginație, dar totuși mentale. Nu vorbim de acele sentimente, pe când voi, fiind o zodie de foc și având o și pe Venus aici, ne gândim la foarte multă pasiune, foarte multă căldură, iubire pe care o oferiți. Aceasta a fost etalarea, eu vă doresc numai bine și nu uitați, dacă vreți să primiți și etalarea pentru săptămâna viitoare și rumele pentru luna nouă, puteți să vă abonați. Vă doresc numai bine!